Continuă discuția cu Nucu Antohi, consilier CSM. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre Iași, despre Liga 1. În partea a doua a emisiunii vorbim despre alegerile de la Federația Română de Fotbal și mai spre final despre meciurile din Liga 2. Am văzut Miroslava încheia la egalitate partida de la Afumați. Și din păcate echipa lui Adi Chereși se luptă acolo din greu să scape de retrogradare. Miercuri alege la FRF. Da. Multe discuții, multe bârfe, multe declarații, multe acuzații, tablou complet, ca la român. Da. Adică mi se părea ieșit din comun să avem o campanie electorală civilizată și să fie un dialog al ideilor. Dosare, investigații. Investigat de obicei. Bătălii politice. Da, cred că cerem prea mult societății noastre acum să ne duelăm doar în lucruri pozitive. Ce am făcut? Cine a făcut mai mult ca să creștem. Făcut, da. Haideți să ținem public, să avem împreună un proiect. Să ținem publicul departe de scandaluri. La fotbal, din păcate, e scandal tot timpul. Da, nu numai la fotbal, excesiv, în general în societate. Da, da, da. Și de ce n-ar lipsi în sport? Miza e destul de mare. Cei care au fost trebuie să demonstreze că au valoare, pentru că ei au avut nevoie de 4 ani doar să demonstreze că schimbă ceva. Așa. Ionuț Lupescu este nume. Ionuț Lupescu, dacă candida cu 4 ani, ar fi câștigat de atunci. Și este normal de data aceasta să avem o luptă reală. Ceea ce se va întâmpla după sau cine va câștiga sau așa, este doar, cum să spun eu, o situație de organizare. Pentru că până la urmă, cei care vor veni, nu știu cât vor putea ajuta fotbalul românesc în totalitate. Hai să spunem că vine ceva mai inspirat și are intervenții la nivelul echipei naționale, dar jucătorii sunt tot aia. Cluburile au aceleași probleme. Deci cine vine, vine la muncă. Sigur, Răzvan Burlean și echipa lui vor să continue munca pentru că au început-o. Și de foarte multe ori proiectul trebuie dus la bun sfârșit, că altfel dacă îl întrerupi, oricum nu s-ar fi îndeplinit, nici nu știi dacă l-ar fi îndeplinit. Dar Ionuț Lupescu este fost jucător și foarte respectat și vine de la un for european. Și zic eu că lupta este nu neapărat strânsă, în opinia mea. Va fi tranșată, zic eu, în favoarea fotbalului. Deci omul cu experiență în fotbal va... Cred, eu așa cred. Va câștiga. Eu cred că și cei de la JF-uri, și chiar dacă au lucrat foarte bine, și aici suntem și noi echipa din Iași, care am avut o relație bună cu federația. Că înainte sufeream de chestia aia cu... cine are relație la federație, cine e bine văzut la federație, echipa care e bine văzută la federație, sigur are locul asigurat. Are beneficii. Venea lui Răzvan Burleanu, care nu era un om de fotbal să facă partipliuri, pentru că n-a jucat cu nimeni, n-a fost prieten cu nimeni și nu așa, a lăsat competiția să fie reală. Chiar a avut curajul, zic eu, să-l mai oprească puțin pe Gică Hagi, care el credea că investiția totul lui înseamnă totul se cuvine. Da, da, da. Și a fost un soi de echilibru acești patroni, pe care unii oameni le recunosc. Stând de vorbă și eu cu cei din fotbal, bineînțeles că le recunosc. Dom'le, noi nu aveam șansă dacă... Cei care sunt doar din fotbal au niște ierarhii deja făcute. Și e greu să-i spui lui că vezi că se joacă fotbal la bolitinul din vale de calitate și lasă-i pe ea și hai să-i facem acolo o chestie, știi? Trebuie să fii super democrat, să nu știi fenomen ca să fii super obiectiv. Dar una peste alta, oamenii se vor reprezentați, vor să fie reprezentați de ceva care știu mai mult ca ei. Și ca să respecti un om, trebuie să vină de acolo. Din iarbă, da. Da, și zic eu că Ionuț are tot ce-i trebuie, pentru că a petrecut mult timp în management.
Ce nu înțeleg eu, bine, la actuala conducere a federației și bănuiesc că și la viitoarea conducere, dacă va câștiga tot Răzvan Burleanu sau dacă va veni Ionuț Lupescu, mi se pare cam aceeași poveste. Liga a doua, Liga a treia, fotbalul de jos este lăsat așa în... Da, părerea mea este... În derizoriu. Părerea mea este că s-au ocupat... au început prea de jos. Când ești la federație, părerea mea este că trebuie să se ocupi de etajele superioare. Celelalte se reglează. Copiii oricum veneau la fotbal. Piața privată se reglează. Părinții, în funcție de natalitate, își aduc copiii. Tu trebuia să te ocupi de echipa națională. Da. Unu. Naționala este Liga al 3, fotbalului. Divizia B și C. Clar, acestea fotbalul profesionist, da, fotbalul profesionist unde vin investitorii, acolo e piața, acolo vin bani, acolo se trează jucătorii. Dacă aveam echipe bune în divizia, ce înseamnă că aveam jucători de 17, 18, 19 ani. Coborând la programe de dezvoltare, copii la sate, axându-ne pe fotbalul de plajă, pe fotbal feminin. Da. Deci deja am fugit de stimulul cel mare. Da. Deja, adică nu mai avem nicio șansă, ne-am predat acolo. Nu, și... Sincer, așa, după cum arată Liga a doua și Liga a treia, mi se par ligile nimănui. Da. În momentul de eu am rămas siderat acum când am aflat că din Liga a patra depui cerere și te înscrii la divizia C, pe bază de înscriere. Eu știam că înainte se promovează, erau lupte, erau baraje. Nu, acum să rămân locuri tot timpul și se retrag echipe și dacă ai finanțele trebuie să arăți bugetul, faci cerere și te înscrii. Incredibil. Și mi s-a părut așa, Liga a doua lăsată, parcă decizia a fost luată pe genunchi, așa, cu 20 de echipe, păi Miroslava se duce la Timișoara, de la Timișoara se duce zone din astea, sute de kilometri, povestea așa de Chireș și a fost, n-au găsit bilete de avion, au plecat cu trenul la Timișoara, au petrecut în tren 16-17 ore, au mai dormit un pic și a doua zi la Meși. Da, dacă lucrezi în fotbal, știi că, de fapt, calitatea jocului vine dacă iei măsuri în favoarea fotbaliștilor ca să-ți practice jocul de calitate. Deci, dacă vrei să ai o premieră la un teatru național din Timișoara, nu-i pui pe actori să vină pe jos și cu o seară înainte, ca să ai prospeții, mai ales că e vorba de efort fizic. Și nimeni nu se gândește, în păcate, la chestia asta. Noi am început să devenim... Plus, nu mai spun de costuri. Suntem dominați tot modul de gândire din sport de economic. Deci numai de economic. Produci, ai surse, ai venituri, existi sportiv. Noi nu mai punem sportul primul și economicul să mă ajută să-mi susțină mie activitatea. Dar tocmai diferența dintre alte activități și sport este că facem un pătrat, chiar fotbalul, unde toată lumea e egală. Ăla cu bani, cu ăla, joacă cu ăla fără bani. Da. Și egalitate. Asta e fair play-ul, asta e sportul, asta e sportivitatea. Unde cel bogat se întâlnește cu cel sărac. Trebuie un loc. Că în rest nu s-ar întâlni, pentru că la alte niveluri din societate. Și noi uităm lucrul ăsta și de cel oamenii care conduc trebuie să aibă clar pregătire sportivă, de ce să nu uite de obiectul muncii, de conținutul, de esența muncii sale, care spectacolul sportiv să fie corect. Da. Mă uitam la americani, de exemplu, la ei pun fair play-ul sportiv și comportamentul de sportiv înaintea rezultatului, înaintea interesului, înaintea oricărui lucru. Deci la ei e mai important lucrul ăsta, pentru că tocmai ăsta e sportul. Să fii fair play, să fii corect, să întinzi mâna adversarului când e căzut, să fie lupta sportivă, să nu dai pe la spate. Ori noi suntem iar suntem complexați că rămânem ultimii și că nu o să avem nimic și cu orice preț dăm în cap. Deci nu mai jucăm fotbal. De aia nu ne mai ocupăm de sport. Nu mai sunt număr de repetări suficiente la antrenamente, copiii sunt grăbiți, părinții sunt păcăliți. Practic, sifonăm cheltuim niște bani.
Da. Fără... Ai zis și bine, sifonăm niște bani. Da, 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 da. Se și sifonează bani. Da, n-am vrut să folosesc aici, la fel, limbaj... ce mă deranjează la actuala conducere a Federației și cred că nu se va schimba, chiar dacă va veni Lupescu, nu cred că se va schimba mare lucru. Îi trebuie și timp și oameni. La Liga a doua, la Liga a treia. Dom'le, că e mare decalajul între Liga 1, Liga 2, Liga 3, fiecare ligă, e enorm decalaj. Dar e și mai mare decalajul între Champions League și fotbalul din România. Bun, dar ai așa în regulament, la Liga 1 joci cu un jucător under 21, 21 pe da. Teren și nu știu câți pe bancă, da. Așa. La Liga 2 deja ai 2, la Liga 3 ai 3, da. Deja le impui... Spectacol nu mai e din start, nu mai e spectacol, că da. Ai cu joci cu 3 copii da. În teren, da. Nu? Da. Unde nu trebuie să fie o egalitate de șanse, o da, noi încă chestie, noi încă gândim între ghilimele românești în sensul că vrem să rezolvăm 4 variabile în aceeași ecuație. Vrem să avem și spectaculozitate, vrem să joace și numai români, vrem să fie și toți tineri. Și vrem să câștigăm și bani în același timp. Da, 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 da. Din ce joacă. Deci, deja, Liga 2 ecuația start, cu 4 necunoscute încă n-a rezolvat-o nimeni. Din start e văduvită și de banii din drepturile de televiziune. Televiziunile ce să cumpere? Să vadă... Eu rămân surprins că la fotbalul, cum ai spus și tu de multe ori, numărul de spectatori și fotbalul care se joacă, se primim prea mulți bani la un moment dat. Putem noi compara cu fotbalul care joacă, plătim cablul la televizor pentru campionatul Angliei sau Germaniei. Deci acolo stai, e mai interesant un meci de fotbal decât un film. Păi, un meci, am mai spus, un meci da. De Liga 1 costă o televiziune 111.000 de euro. Deci da. Un meci. Da. O Concordia cu Juventus București. Trebuie să deschizi și laptopul în același timp. Da, așa este. Bun, deci după părerea ta, Ionuț Lupescu are șansele cele mai mari de a câștiga. Nu, cred că... Încă o întrebare aici pe acest subiect cu alegerile. Cred că în jur de... Va fi foarte strâns scorul, zic eu. Pentru că oamenii sunt părți. Depinde ce se va întâmpla astăzi și mâine, zic eu, cu oamenii care pleacă la București. Pentru că unii au promis că merg mai departe, AJF-ul cei mici. Și la da, am văzut intervenții schimbă, din partea politicului. Se schimbă exact. O țară, nu? Este specific fotbalului, jocurilor, pentru că tricul, dribling-ul, fenta, este mijloc tehnic pe care, dacă nu știi, nu poți practica acest joc. Și schimbarea face parte din jocul de fotbal. Da, încă o întrebare și ultima pe acest subiect. Am văzut un comunicat dat de Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Da. Bacău îl susține pe Ionuț Lupescu. Și nu da, pe Răzvan da. Burleanu, care da, este doar, din Bacău. Da, nu, doar nu crezi că Răzvan Burleanu avea vreo... El era plecat de mulți ani în București, făcea management, a făcut altă meserie. E, da, bătrânul Burleanu, fost jucător, erau oameni care au muncit mult mai mult în fotbalul băcăuan decât să fie ei fideli. Și iar chestia asta cu patriotismul local nu mai ține nici dedicarea celor din zona respectivă, vai că este unul de-a nostru acolo, nu mai este un curent modern la modă, că trebuie să fie atașat de ceva numai pentru că vorbim aceeași lucru. Oamenii sunt foarte pragmatici, ai făcut ceva concret pentru noi, bine. N-ai făcut... Da, să zic eu așa, mă așteptam un centru de excelență să fie automat la Bacău. Nu cu Antohi, cu Sorin Cârțu, ca să da. Zic așa, la Federația Română de Fotbal. Da. Nu e normal ca Iași o să-l voteze pe dacă oamenii din Iași au o impresie bună față de mine. Și Craiova să-l voteze pe Sorin Cârțu, adică nu e un lucru normal. Dacă eu am făcut ceva aici, dar Răzvan Burleanu n-a lucrat în fotbalul băcăuan, nici măcar la AJF, nici măcar la o instituție de sport. Nu-l cunoșteau. Efectiv nu-l cunoșteau. Păi mai văd și eu prin ziare că ne mai trezim când mai găsim câte un român plecat prin nu știu ce colț al pământului și aoleu că ieșea. Da, opinia publică, oamenii de aici nu l-au știut. El practic a și fugit de ceva. Fugit din zona aia că nu a vrut să fie ca ceilalți, să muncească pentru ei, a vrut să se salveze. Și după aia, cum se primește aplauze când... Mă înțelegi, nu? Da, 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 am înțeles ideea. Da. Bun, eu mă așteptam la lucrul ăsta și îl știam.
Că altfel erau primii care reacționau, gata, noi facem centru de excelență. Cum îți explici când este centru de excelență la Bacău? Da. Nu trebuia să iei primul făcut acolo? Ei bine, poate să nu existe partipriuri și... Da, de, deja ai gândire la a doua second thought, cum spuneam, Nicu, la a doua gândire, la a doua mod, știi? Te duci prea loc. Bun, normal, trebuia, domnule, eu sunt dispus, voi puneți asta, sunteți primii, vreau să fac primul centru aici. Da, să vorbim și despre Liga a doua. Miroslava, rezultat de egalitate pe terenul celor de la Fumați, a fost condusă din minutul 6, au egalat în minutul 33, dar în prima repriză Miroslava a avut două lovituri de pedeapsă, ambele ratate cu seninătate, aș putea spune, Taciuc și Buhăceanu. Da. Și apoi o serie de ocazii mari, în repriza a doua, la fel au ratat cei de la Miroslava și rămâne acolo, în zona retrogradării, 28 de puncte, nu mai sunt chiar multe etape până la finalul sezonului. Sâmbătă vine la Miroslava, vine Dunărea Călăraș și echipa de pe primul loc. Aveau nevoie de puncte. Și a fumat o echipă, luai 3 puncte la Fumați, o echipă din prima parte a clasamentului, pe locul 5 acolo, adică... Da. În primul rând aș da timpul puțin în spate și aș spune că totul a început... Este o echipă imprevizibilă încă, pentru că Adi și-a adus niște jucători noi, unii sunt foarte tineri, unii mai cu experiență care au ajutat și încă n-a avut timp, n-are un an de zile care să fixeze ceva, să joace ca să obțină niște rezultate constant. Și dacă ai observat, a făcut un rezultat pe noroi foarte bun cu Mioveniu, a jucat foarte bine în două deplasări grele, doar 1-0 la Hermannstadt și doar 2-1 la Târgoviște și a capătat acasă cu Baloteștiu o echipă pe care trebuia să o bată. Deci asta înseamnă deja inconstanță la nivel de comportament al jucătorilor și nu-i dă siguranță. Rezultatul, 1-1, când spui a Fumați, zici că e bine, dar se pare că jocul a fost la discreția Miroslavei și nu avea voie să-l piardă, mai ales dacă vin cei de la... ca să scapi definitiv mai devreme din zona retrogradării. Da. Deci încă nu e clarificat conținutul de joc, sistemul de joc. Și din păcate crește și avansul față de diferența de puncte față de echipele din fața Plutonului pe locurile. Da, despre asta deja jocuri decisive. Și ăsta la Fumați la joc de puncte duble, nu? Da, acum aveai 30 de puncte și cu Baloteștiu și cu Afumați, da. Cu Dunărea Călăraș poți scoate punct măcar. Păi n-au încotro, trebuie să se bată cu granzii. Dacă n-au reușit să-și tranșeze meciurile în relație directă cu contracandidatele, înseamnă că poate tu ai valoare mai multă, trebuie să-ți iei punctele la granzi. Și dacă ai pierdut la limită cu Herman și așa, bate-i pe oameni acasă, dacă ești. Bate locul 1. Mai rămâne măcar cu o echipă din Moldova în Liga 2? Ar trebui. Și Suceava are probleme mari acolo. Am înțeles, acolo sunt și probleme nivel organizatoric, l-a arestat patronul, parcă. Da, a fost arestat patronul francez, patron care era de fapt un quasi-patron, că am înțeles că nu prea dădea el bani pe acolo, dat bani, ei tot mizează pe banii de la primărie. Am vorbit cu Florentin Pietre, m-am trăit că l-a venit la Botoșani, a spus că vin banii, ar trebui să vină banii la primărie, dar trebuie să se achite datoriile către stat. Până la urmă, și ei așa, într-o horă, nu mai înțelege nimeni nimic. Chiar nu știu ce se întâmplă în Moldova, nu se mai vrea fotbal, s-a așezat Moldova iar pe zona de confort, pe lene, cum se spune, și nu mai investește nimeni, că erau, în jur, neamți erau echipe, erau echipele din Suceava, nu? Parcă acum câțiva ani se urcau pe motostiguitor să vadă meciurile. Să vadă meciurile, da. Nu știu, nu e bine. A scăzut competitivitatea. Și scăzând competitivitatea, nu mai putem să pronunțăm cuvântul sport de performanță. Acest sport de masă. Ai văzut cât de curând, așa, un meci din Liga 2? Nu, ultimul l-am văzut ăsta. N-am reușit să ajung la Balotești, am avut treaba aici la club. Am văzut ultimul meci cu Mioveni.
N-am văzut o luptă în noroi, pentru că se dezghețase, era problema cu zăpadă. Da, n-am văzut, nu s-a văzut fotbal. Deci fotbal n-a fost, nu? Nu, acolo n-a fost fotbal. Care e mai dârși, care cunoaște mai bine și se mobilizează și se concentrează. Bufa, minge. Nici măcar atât că nu se ridica mingea. De-aia au acuzat Mioveni, că am în jucători mai de gleznă, probabil. Laurențiu Roșu era foarte supărat. În Liga 3, Aerostar Bacău trage tare. Da, am văzut într-o deplasare. Am fost la Galați, am venit la joc cu Metalosport și chiar le spuneam la cei de la Oțelul că să știți că îți joacă fotbal. Că e Cristi Popovici acolo, Voicu a fost ambițios toată viața lui și a dorit mai mult. Și iată că, prin căderea nivelului, Aerostarul a devenit prima echipă din Bacău și reprezentativă. Dar disciplina din teren și ce s-a întâmplat, am zis celor de la Oțelul, le-am spus că o să aveți probleme și iată că sunt pe primul loc. Da. Da. E și acolo o bătălie între Aerostar, Cichereda și cum se cheamă? Oțelul, da? Oțelul, dar Cichereda am impresia că este investiția ungurească, nu? Ungurească, da. Care au și Academia. Da. E? Da, oamenii aia chiar își doresc pentru că e proiectul destul de serios și mare. Da. Rămânem fără fotbal așa, parcă ușor, ușor, în Moldova. Da. Suntem slăbuți tare la capitolul ăsta. Da. Văd că pe la Neamț comparăm cu trecutul, trag ei tare să urce în Liga a treia, Vasluiu caput. Caput, da. Vrancea în Liga a treia, Galațiu în Liga a treia, Bacău în Liga a treia, Suceava dă să moară. Da. Acum, ce mai este? Botoșani cu Iași. Ei, mi se pare normal să fim noi în play-off. Iașa, nu? Sigur. Dar care ar fi explicația? Pe lângă aceste probleme economice care sunt în această regiune, sunt arhicunoscute și... Nu știu. Chiar nu mi-explic. Și un dezinteres al oamenilor de afaceri și... Da, da. Oameni de afaceri nu mai sunt, că la noi n-au fost prea mulți investitori. Cu excepția lui Porumboiu, nu poți să spui nimeni. Toată lumea a lucrat cu bani publici. Erau cu bani de la primărie. Ba Ștefan la Piatra Neamț, cât a fost primar. Sechelariu, cât a fost primar la Bacău. Noi cu primăria. Nimeni. N-a venit vreun... La Galați de afaceri, a fost combinat acolo. Cât a fost combinatul cu primăria și da, da, s-a creat o puțină siguranță, puțină a avut lumea încredere. Dar să vină cineva, nu. Porumboiu, săracul singurul care s-a privatizat și a vrut să întoarcă fotbalului. Și acum am înțeles că îi pare rău. Da, am văzut și o conferință de presă. A vorbit și despre fotbal, nu? Și iartă Finul. Da. I-a distrus visul, dar ar putea reveni Porumboiu, de exemplu, să cei de la Iași să-l tenteze cu ceva, da. să investească la... Eu zic că da. Eu zic că la Iași... Iași oricum caută investitori la... Probabil nu are atâția bani cât avea pe vremea aia, zic eu. Are mult mai mult înțelepciune acum, dar să fie terț, a treia sursă de finanțare ar fi fantastic. Da. Ar fi fantastic. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Cu mine vă reîntâlniți săptămâna viitoare. Până atunci mă puteți căuta și pe Facebook, pe pagina Top Sport. Vă mulțumesc, numai bine! Această emisiune a fost oferită de Cotmari.